Nicolae Jiravski, președintele Comitetului Național Olimpic, a fost surprins când a aflat că acreditarea de ofițer de presă al Comitetului Național Olimpic a ajuns la Iulia Bordovskih. Jiravski a recunoscut totuși că furnizorul de echipament sportiv pentru lotul național a beneficiat de 4 acreditări la Vancouver. Întrebarea este următor. Eu prima dată văd lucrul ăsta, dar așa, înseamnă că noi, cum ne-am înțeles cu partea rusească, cine e echipa, ne-a făcut echipament și noi ne-am oferit lor 4 acreditații pentru acest lucru. Он еще атташе депрессии. Просто атташе депрессии. Она была аккредитована в нашей команде? А как она получила? Тут у меня ребята, журналисты наши говорят, как же так, как пресс-атташе у нас появилась с другой стороны. Cu eu, da, și cum au făcut, sincer vă spun, eu nici nu, cu vândigenți mai mult nici nu cunosc alte familii. Din aia este 4 acreditări, eu, dar nu-i pun condiția, de-i lui Ivanov, dar nu-i de-a lui Sidor, sau ei. În atribuțiile unui ofițer de presă intră comunicarea directă cu instituțiile mass media și distribuirea informațiilor oficiale. De toate aceste griji la Vancouver s-a ocupat Nicolae Buceațchi, cel care deține oficial această funcție. El însă a fost acreditat la Jocurile Olimpice ca reprezentant al Asociației Presei Sportive. Ca jurnalist foto, nu oficial. Ofițerul de presă al Comitetului Național Olimpic la Vancouver, Iulia Bordovskih, este o prezentatoare din Rusia, cunoscută în special pentru emisiunile matinale pe care le-a moderat. Cu puțin timp înaintea jocurilor, Bordovskih a devenit ofițer de presă al companiei de echipament sportiv, care a sponsorizat lotul național olimpic. Prin urmare, ea a primit una dintre cele 4 acreditări oferite de CNO.